Între 14 și 23% dintre femeile însărcinate suferă de depresie în timpul sarcinii, conform datelor furnizate de Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie. Un studiu efectuat de oamenii de știință canadieni a arătat că în perioadele de vârf ale pandemiei de COVID-19, de 5 ori mai multe femei gravide și proaspete mămici au suferit de anxietate și de 3 ori mai multe femei s-au confruntat cu depresie postpartum. Cristina Badea, psiholog clinician la Logo Kids, a mărturisit că 50% dintre mămicile care vin la cabinetul său au sau au suferit de depresie postpartum în perioadă pandemică. Avem destul de multe mămici care vin și se plâng că au insomnii, că sunt, au o stare de iritabilitate, că nu se mai înțeleg cu partenerul, că au o lipsă de apetitului sexual, că diverse, da? Care oarecum sunt simptomatologii din depresia postpartum. Da, cred că s-a accentuat puțin și consider că motivul ar fi faptul că nimic nu este sigur. Adică în momentul în care o mamă însărcinată a prins perioada pandemică până să nască, și a fost nevoie să meargă la un doctor constant, la controle de rigoare. A fost nevoie, nu știu, să ia contact cu medici, cu spitale, să stea la rând. Adică sunt situații stresante pentru fiecare mămică în parte. Pe lângă faptul că ea oricum avea o stare destul de, să spun așa, de neliniște în ceea ce privește sarcina, că dacă se întâmplă ceva în perioada aceasta, unde mă duc, la cine apelez, da? Cu siguranță era o stare de anxietate, care probabil a dat într-o mică depresie înainte să nască, de cele mai multe cazuri așa se întâmplă, depresie care a continuat și după nașterea bebelușului. De ce? Pentru că nu știi ce se întâmplă. Ești tot timpul cu o stare de dacă mi se întâmplă mie, dacă îi se întâmplă ceva bebelușului, ce o să fie, cine mă ajută, nu este nimic sigur. Și atunci, cu siguranță, depresia postpartum a cam luat amploare în ultima perioadă. Sperăm că, nu știu, o să reușim să ajutăm cât mai multe mămici, da? Să treacă peste această perioadă dificilă și suntem încrezători. Puteți să le ajutați în momentul de față și prin consiliere online? Da, pe mămici le putem ajuta și prin consiliere online. Putem să ținem aceste ședințe și prin mediul virtual. Însă eu cred că dânsele au mai multă nevoie de un timp al lor să-și asume și să-și integreze oarecum ceea ce simt, să nu se mai simtă vinovate, pentru că apare frecvent acest sentiment de vinovăție în depresia postpartum, să fie mult mai atente cu bebelușul lor, să aprecieze mai mult ce este în jurul lor, da? Și cred că am putea să lucrăm și online, dar cred că mai mult benefic pentru ele ar fi acest timp pe care ele l-au ele cu ele. Asta ar însemna o terapie 1-1, face-to-face și nu online. Dar în cazul în care mămica nu poate să se deplaseze din cauza bebelușului, nu are cine să rămână cu bebelușul, dar se poate realiza și online. Un tip special, să zic așa, de depresie apărut acum în pandemie este cel al mamelor care fie ele sunt cu COVID, fie copilul pe care l-au născut are COVID și sunt despărțiți cei doi, mama de copil, în perioada maternității, timp în care mama chiar dezvoltă o depresie. Cum ar trebui abordat acest tip de depresie? Important cred că ar fi ca atunci când mama și copilul sunt internați să existe un consilier într-un spital care să meargă să stea de vorbă cu mămica. Este foarte important, adică mămica poate să stea o zi, dar poate să stea și o săptămână în spital, poate să stea și 14 zile dacă sunt testați și ies pozitivi. E un timp mort în care depresia se accentuează, din păcate. Și atunci cred că primul lucru care ar trebui făcut ar trebui să existe acest consilier sau un psiholog al clinicii, spitalului, care să meargă să vorbească cu mămica și să încerce să o liniștească, să îi aducă niște argumente solide
să încerce să o ajute până vine acasă cu copilul. Apoi ține de mamă dacă ia legătura cu un specialist sau dacă păstrează legătura cu specialistul din spital. Dar cred că primul punct și primul pas ăsta ar fi să existe un consilier sau un psiholog al spitalului care să ia mămica contact. Care sunt pericolele în cazul în care depresia postpartum este ignorată? Și aici mă refer atât la pericolele pentru mamă, cât și pentru copil. Se spune și, mă rog, s-a vorbit de mult timp faptul că depresia duce la idei suicidare în timp, netratată, duce la chiar la deces. Au fost N cazuri, știm cu toții că netratată duce și acolo, da? Dacă pe fondul unei depresii netratate se mai adăugă și alte frustrări și alte traume, cu siguranță vom ajunge într-un punct critic. Există posibilitatea ca mama în timp să-și atenteze la propria ei viață sau poate să atenteze la viața copilului, da? Pentru că nu și-l însușește ca fiind al ei, îl respinge și atunci cu siguranță este un pericol iminent atât pentru ea cât și pentru copil. Trebuie să observăm, medicii în general trebuie să observe aceste simptomatologii ale depresiei postpartum și să ia atitudine de la bun început fără ca această depresie să avanseze.